plățile se efectuează progresiv, pe măsură ce dosarele fermierilor sunt procesate și validate pe tot fluxul de lucru din cadrul sistemului informatic, pentru fiecare schemă de plată pentru care s-a făcut solicitarea. Funcționarii APIA depun toate eforturile în vederea respectării cu strictețe a termenelor planificate și comunicate, astfel încât fondurile să ajungă cât mai repede la fermieri. Centrul Județean Hunedoara este pregătit din acest punct de vedere. Executăm ultimele operații înainte de emiterea listelor de plată, începând cu data de astăzi vom face acest lucru conform unei programări făcute de către APIA Central și sperăm ca în cursul zilei de astăzi, în cursul zilei de mâine, în cursul zilei de poimâine, pentru că fac o paranteză, personalul APIA, Centrul Județean Hunedoara, va lucra în luna aprilie și în luna mai, toate sâmbetele, toate duminică. Vom vedea cum ne organizăm în așa fel încât să respectăm legile și funcționarii publici în cadrul centrului să aibă și partea lor de odihnă în această perioadă. Tot în această perioadă, fermierii pot depune la sediul APIA și cererile pentru anul de campanie 2016.